Crăciun fericit, prieteni! Astăzi vom citi rugăciune pentru copilul înfiat. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ne-ai poruncit să ne iubim unii pe alții, ajută-ne să împlinim fără împiedicare această porunca ta. Am socotit că este bineplăcut ție să înfiem acest copil pe care viața l-a lipsit de dragostea părinților lui. Dă-ne, Doamne, să-l iubim cu dragostea pe care Tu o sădești în inimile noastre, să găsească la noi dragostea care îi lipsește și sufletul lui tulburat să se umple de liniște și de bucurie. Dă-i lui să te iubească din toată inima, iar pe noi să ne respecte după cuvință, fiind un copil ascultător și cu minte. Dă-i lui, Doamne, să iubească biserica, rugăciunea și toată fapta cea bună. Dă-i lui, Doamne, să simtă dragostea ta cea sfântă, care covârșește orice dorire. Dă-i lui să fie mădular ales al bisericii tale, iar nouă nevrednicilor, dăruiește-ne să ducem cu bucurie greutățile creșterii acestui copil, luminați fiind de tine. Binecuvintează și sfințește casa noastră, rânduind toate cele de trebuință, că de la tine vine tot binele și a ta este slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută, prieteni! Precizare. Atunci când un copil este înfiat, el trebuie să meargă la biserică împreună cu părinții care îl înfiază pentru ca preotul să le citească din moliftelnic o slujbă specială. Să vă ajute Dumnezeu să faceți cât mai multe astfel de fapte bune și multe altele de alt tip, să fiți sănătoși, să vă înțelegeți între dumneavoastră și să fiți fericiți alături de toți cei dragi sufletelor voastre. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și sănătate și la alte filmări.